Citim capitolul 34 din Ezechiel. Săptămâna aceasta a fost o săptămână în care am citit acest capitol, am meditat asupra lui și astăzi vom continua să medităm asupra cuvântului Domnului din Ezechiel 34. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletește ai lui Israel. Prorocește și spune-le lor, păstorilor: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Astfel, ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor. Au ajuns prada tuturor fiarilor câmpului și s-au risipit. Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt de prada tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstor, pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile, de aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, am necaz pe păstori, îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor, le voi paște pe munții lui Israel de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Le voi paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munții cei înalți ai lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Eu însumi îmi voi paște oile. Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pasc cum se cade. Și voi, oile mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, de mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre? Că beți o apă limpede, de mai tulburați și pe cealaltă cu picioarele? Și oile mele trebuie apoi să pască ce ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce ați tulburat voi cu picioarele voastre? De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată că voi judeca între oaia grasă și oaia slabă. Pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-ați izgonit, voi veni în ajutorul oilor mele ca să nu mai fie de jaf și voi judeca între oaie și oaie. Voi pune peste ele un singur păstor care le va paște, și anume pe robul meu David, el le va paște, el va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voivod în mijlocul lor,
Eu, Domnul, am vorbit. Voi încheia cu ele un legământ de pace și voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice. Ele vor locui în liniște, în pustie și vor dormi în mijlocul pădurilor. Le voi face pe ele și împrejurimile dealului meu o pricină de binecuvântare. Le voi trimite ploaie la vreme și aceasta va fi o ploaie binecuvântată. Pomul de pe câmp își va da roada și pământul își va da roadele. Ele vor fi liniștite în țara lor și vor ști că eu sunt Domnul când voi rupe legăturile jugului și când le voi izbăvi din mâna celor ce îi asupresc. Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mânca fiarele din țară, ci vor locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. Le voi pune un răsat căruia ei se va duce faima. Nu vor mai fi mistuite de foame în țară și nu vor mai purta ocara neamurilor. Și vor ști astfel că eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele și că ele sunt poporul meu. Ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Voi sunteți oile mele, oile pășunii mele, și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu. Amin. După câteva secole s-a auzit în Israel o strigare. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le chem pe nume și ele vin după mine. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Și va fi o turmă și un păstor. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru că Tu ne-ai creat, Tu ne-ai mântuit și Tu conduci viața noastră și Tu conduci istoria. Și dincolo de toate frământările lumii acesteia, siguranța noastră este în Tine, Doamne Iisuse Hristoase, păstorul nostru cel bun. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, că Ți-ai dat viața pentru noi. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, că ai îndepărtat orice vrăjmășie în trupul Tău pe cruce și din iudei și neamuri. Ai făcut un singur om nou, o singură turmă. Binecuvântează turma Ta oriunde se află astăzi în lume și binecuvântează turma Ta și din locul acesta. Doamne, învață-ne cum să ne încredem în Tine, cum să Te ascultăm și cum să Te urmăm. Și numele Tău să fie binecuvântat în veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. În 80... Cineva m-a invitat la, chiar în 1980, m-a invitat la universitate să particip la un curs de ebraică a poetului și profesorului de ebraică Ioan Alexandru. Avea 6 studenți. Am intrat în sală și în sală erau vreo 300 de studenți. Dar el s-a adresat numai studenților, din primul rând, celor 6, care erau acolo profesori, studenți la limba ebraică. Și cum stăteam așa în bancă și mă uitam la el, deodată pune o întrebare. Zice... Spuneți-mi, ce sunt mai mult în lume, oi sau lupi? Și toți au spus, oi, oi. Dar gândiți-vă că o lupoaică fată, 5 sau 6 sau 7 pui. Oaia are un miel, rar 2 miei. Lupii au colți și gheare. Oile n-au cu ce să se apere. Cum de sunt mai multe oi
decât lupii în lume. Lupii au toate condițiile să se mulțească și să supraviețuiască. Iar oile sunt așa de vulnerabile. Cum de sunt mai multe oi în lume? Și apoi a spus, o turmă de oi în munți, dacă e lăsată singură, se risipește. O turmă de oi în munți, dacă n-au un păstor cu ele, un cioban, sunt pierdute. Dar să știe lupii, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer, să știe lupii, și eu din bancă mă uitam și peste degetul lui, pe peretele din spate era tabloul lui Ceaușescu. Să știe lupii că noi avem statut ontologic aici pentru că Iisus Hristos, păstorul cel bun, este viu și ocrotirea noastră este în El. Să spui astăzi, e simplu. În 1980, la Universitatea București, să faci această afirmație, era foarte provocatoare. Dar să știm și noi și să știe lupii că totdeauna oile vor fi protejate de Iisus Hristos, păstorul nostru cel bun. Ne bucurăm că s-a citit textul, se poate arăta. Deci cuvintele care se repetă la studiu biblic inductiv, punem întrebări textul, citim textul și ne bucurăm că ni s-a citit textul și vedem care sunt cuvintele care se repetă. Noi am luat textul, am notat și am pus întrebări textului și am găsit că acestea sunt cuvintele care se repetă. Este un mod simplu și poți să mergi cât de profund vrei ca să citești aceste texte. Noi lucrăm în foarte multe țări și frații, surorile, păstorii pe unde mergem se bucură când descoperă ei singuri ce spune Scriptura. Sigur că contextele în care mergem sunt foarte multe și foarte diferite, dar cuvântul este același și puterea lui schimbă, transformă și dă nădejde. În acest capitol am văzut că cuvintele care se repetă sunt ce? Păstor, oi, și avem oile de mai multe feluri și avem și o oaie grasă, care e important să vedem ce învățăm despre ea. Și bineînțeles, personajul principal, Domnul Păstorul. Mergem, vedeți, am folosit acest, ca să vedeți după aceea când vom face listele, de unde am scos aceste liste. Am citit, am notat aceste texte, care vedeți că sunt foarte multe. Deci dacă le scoate din text, nu mai face sens să scoți păstor, oaie și păstorul cel bun, Domnul nostru. Pentru că textul s-a citit, mergem la prima listă. Ce observăm încă din primele șase versete? Se pasc pe ei, ei mănâncă grăsimea, se îmbracă cu lână, dar oile sunt slăbite, stăpânesc cu asprime și cu putere, nu își îndeplinesc răspunderile de păstori, de fapt spune, nu sunt păstori, pentru că n-au nicio grijă de ele. Ei se păstoresc doar pe ei înșiși. Deci, Dumnezeu are ceva împotriva păstorilor sufletești a lui Israel. Și am văzut de ce. Pentru că în loc să păstorească oile, ce fac? Să păstoresc pe cine? Pe ei însuși. Care e efectul faptul că ei nu păstoresc oile? Ce se întâmplă cu oile? S-au risipit, au ajuns de pradă, au ajuns de jaf și turma se rătăcește. Deci, fără păstor nu este turmă.
Oile se risipesc, foarte trist. Ce așteaptă Dumnezeu să facă păstorii sufletești a lui Israel? Și sigur că, ca și aplicare mai târziu, vedem ce trebuie să facem noi, fiecare din noi. Chemarea este să întărească oile slabe, să vindece oile bolnave, să lege oile rănite, să ducă înapoi oile rătăcite, să caute oile pierdute, să nu stăpânească oile cu asuprire și asprime. Versetul 12 spune, ei trebuie să-și cerceteze turma, trebuie să fie în mijlocul lor, să-i păzească, să-i ocrotească. Pentru că vedem că sunt mai multe feluri de oi, unele sunt bolnave, unele sunt slabe și ele trebuie ajutate și văzut potrivit cu nevoia lor să fie tratate. De aceea, concluzie, pentru că se poartă așa păstorii sufletești și noi știm că din punct de vedere în context este o promisiune și arată spre viitorul lor, ce va face păstorul cel bun, păstorul Domnul? Am necaz pe păstorii care nu-și îndeplinesc slujba. Îmi voi lua înapoi oile din mâna păstorilor? Nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile? Nu se vor mai paște nici pe ei? Voi izbăvi oile din gura păstorilor și nu le vor mai sluji ca hrană. Deci ce au devenit oile pentru ei? Hrană pentru ei. Deci ei se folosesc de oi, dar nu le slujesc. Și acum să vedem ce învățăm despre Domnul Păstorul. Și ne bucurăm ce face El. El însuși se îngrijește de oile Lui. El va cerceta oile. El va strânge oile. El va aduce înapoi oile. El le duce la o pășune bună. El însuși paște oile, El le va duce la odihnă. Ce au nevoie oile, dacă ne uităm în lista aceasta, ce au nevoie? Au nevoie să fie cercetate, strânse și duse la pășune bună. Și fraza aceasta, duse la o pășune bună, se repetă. Și El însuși le va duce la pășune și vor primi odihnă. Aici putem să citim paralel Psalmul 23, care ne spune că Domnul e păstorul meu și ce face Domnul, păstorul nostru? Ne duce la pășuni verzi și ape de odihnă. Da. Imaginea aceasta despre Dumnezeu ca păstor este luată de la David, care Dumnezeu îl ia de la pășuni, de la păscutul oilor și îl face conducător. Domnul Iisus Hristos, Mesia, în urmașa lui David, este numit păstorul cel bun și astfel avem imaginea aceasta de conducător sufletesc, dar și păstor duhovnicesc. Continuă lista, Domnul Păstor. Ce face El? Și citim. Domnul va căuta oaia pierdută, va aduce înapoi pe cea rătăcită, va lega pe cea rănită, va întări pe cea slabă, va păzi pe cea grasă și plină de vlagă și le va paște cum se cade. Deci vedem că oile au nevoie, așa-i? Una trebuie adusă înapoi, una e rătăcită. Și știm de ce sunt rătăcite și pierdute, pentru că n-au fost neglijate. Dar vedem că sunt oi rănite, slabe și grase. Și Dumnezeu va împlini nevoile la fiecare din ele. Domnul le va paște cum se cuvine, exact ce au nevoie fiecare. Un alt cuvânt, și o să vedem legătura între aceasta, sunt oile mele. Ce învățăm de oi? Le găsește slabe, căci trebuie întărite. Sunt bolnave și trebuie vindecate.
Sunt rănite și trebuie legate. Sunt rătăcite și trebuie aduse înapoi. Sunt pierdute, de aceea trebuie căutate. Sunt risipite, pentru că au fost păstorite cu asprime și asuprire. Deci nici de cum nu se face, nu păstorul care le păstorește cu asprime și asuprime, nu o să-și păstreze oile, da? Se risipesc. Ba mai mult, pentru că au plecat, au ajuns pradă tuturor fiarelor câmpului. Oile mele, cum va păstori păstorul? Va judeca, și asta înseamnă a lua o hotărâre între două stări, între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Care este situația acestor oi și berbeci? Ele pasc în pășunea bună, dar calcă în picioare cealaltă parte a pășunii. Acum atenția este la oi, la berbeci și la țapi. Ei beau apă limpede, dar tulbură cealaltă parte cu picioarele ca să nu mai bea nimeni de acolo. Vedem că aceeași stare aproape care este în păstorul care nu știe să pască, este în oile, berbeci și țapii care au aceeași atitudine ca și păstorul lor. S-a transmis de la păstor sau s-a transmis de la oi la păstor? De aceea, el va judeca, va lua o hotărâre între oaia grasă, care s-a îngrășat pe, cum zice noi, spinarea cealaltă, și cea slăbită, care nu a ajuns să apuce pentru că a fost împinsă cu umărul și apa ei nu mai este. Oile grase au ajuns așa pentru că au izbit cu coasta. Au izbit cu umărul pe cealaltă. Au împuns cu coarnele pe oile slabe, să nu vină lângă ele. Până le-au izgonit. Cine poate veni în ajutorul lor? Nici o altă oaie. Numai Dumnezeu va veni în ajutorul oilor ca să nu mai fie deja singură ființă de pe lumea aceasta, care este total, total dependentă, este oaia. Fără păstor, nici o oaie nu ar putea supraviețui. Și vedem ca să nu fi, când Dumnezeu intervine și dă ajutor oilor, ca să nu fie deja. Dacă vă uitați în capitolul 34, de trei ori se repetă această frază, ca să nu mai fie dejaf, să nu fie distruse. Cine le apără, cine le va strânge? Dumnezeu, păstorul cel bun. Există un păstor pe care Dumnezeu îl va aduce, pe care le va paște, și este robul meu David. El va paște oile, el va fi păstorul oilor, și în Domnul Iisus Hristos, din seminția lui David, toate acestea se împlinesc pentru noi. El va fi Dumnezeul nostru și David va fi voievod în mijlocul lor. Pentru poporul Israel, Dumnezeu va aduce din nou pe David. Pentru noi ceilalți, a adus pe Domnul Iisus Hristos, păstorul oilor. Voi încheia un legământ de pace cu aceste oi și vor locui în liniște. Ele vor fi o pricină de binecuvântare. Deci o nădejde. Deci vedem de ce mesajul lui Ezechiel este o mare încurajare pentru popor. Domnul își va pune un păstor după inima lui, ca el să știe că el este Domnul, care va rupe legăturile jugului care îl apasă și va izbăvi din mâna celor ce le asupresc, ca să nu mai fie dejaf, nici din afară, din străini, nici de păstori răi, dar nici de celelalte oi sau berbeci care să le împungă. Nu le va mai tulbura nimeni. De ce? El este cu oile. Ele sunt poporul lui. Ele sunt oile lui. Sunt oile pășunii lui. El este Dumnezeu care face toate aceste lucruri.
Vrem să facem o concluzie și aici vom sta un pic mai mult. Deci am văzut că oile au nevoie de păstor. Dar la 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, ne spune așa: voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Odată ca și oile acestea, ca și păstorii aceia, am trăit în întuneric. Era întuneric în inima noastră și oriunde mergeam, duceam acest întuneric cu noi. Lucrul acesta s-a schimbat când am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, păstorul cel bun. A adus lumină în viața noastră și lumină prin noi și astfel astăzi suntem chemați să vestim puterile acelui care ne-a chemat la lumina sa minunată. Minunat este faptul că El este păstorul nostru, El este, ne cunoaște pe fiecare pe nume, El se îngrijește de fiecare din noi, El face judecată pentru orice situație și la El putem veni cu orice pricină. Dar ne numește și pe noi ce? O preoție împărătească, un neam sfânt. Fiecare din noi suntem chemați să ne comportăm așa cum este păstorul cel bun. Și se pune întrebarea, care sunt răspunderile noastre? Și am văzut din listele pe care noi le-am făcut despre păstor. Pentru că Domnul Iisus este păstorul nostru, El locuiește în noi, fiecăruia din noi ne-a dat o chemare sfântă și vrea ca fiecare să ne comportăm cu cei din jurul nostru, cu cei care ne-a încredințat, cum aveți așa frumos în biserică grupurile acelea, toți sunt, avem fiecare din noi responsabilități de a merge la pășune bună, cuvântul lui Dumnezeu, de a cerceta, de a ne păsa de fiecare în parte. Deci răspunderele împlinite vor aduce binecuvântare, dar dacă nu sunt împlinite, sigur că va suferi și pe de altă parte se va risipi. Domnul păstorul este exemplul nostru. El îngrijește, cercetează, strânge și aduce înapoi. Când a venit tata prima dată la Mihai Bravu, foarte mulți în perioada aceea de trecere n-au mai veneau la biserică. Și pentru că a venit în toamnă, din ce mi-aduc eu aminte, tata a zis, hai să facem niște scrisori și să trimitem absolut la toți, și care au fost, nu mai sunt, și care nu mai vin, și mai multe familii, dar mi-aduc aminte de o familie care a venit la biserică și a mulțumit lui tata și a spus, am fost o oaie rătăcită, ani de zile n-am mai venit la biserică, dar nimeni nu m-a căutat, nimeni nu i-a păsat. Ce se întâmplă cu viața mea? Am fost atât de cercetat și am simțit că Dumnezeu a vorbit prin acele rânduri ca să ne întoarcem înapoi. Un lucru simplu, dar cu efect în viața celor care sunt risipiți și care au nevoie de încurajare. Aș vrea să mai dau un exemplu aici, o să vorbim despre Sudan și despre Irak, dar e așa un exemplu, m-a impresionat foarte mult. Deci în Sudan există război, dar este un, cum să spune, civil în țară, președinte, de se bat pe triburi și armata președintelui omoară pe toată lumea, foarte dezastru ce este. Și păstorii din
Noi am fost, până să se agraveze, și de ani de zile lucrăm acolo, și păstorii sunt foarte dedicați și le plac foarte mult studiu, sunt încurajați. Și unul din, acum, păstorii fug din țară pentru că sunt bătuți, sunt omorâți, și să vă spun de acest frate al nostru, păstor, a venit armata în casa lui, era soția lui și era fratele lui. Pe el l-a bătut până a ajuns în comă, fratele lui i-a tăiat mâinile, iar pe soția lui a răpit-o, a violat-o și el a fost în comă, ei a crezut că el a murit. A fost câteva zile și când s-a trezit a început să-și caute soția, să-și caute fratele. Într-un târziu i-au găsit ascunși, aproape că nu mai aveau suflare. Nimeni nu s-a îngrijit de ei. I-a luat încet, cu mare greutate, a ajuns la granița Ugandei și a lăsat într-un centru de acesta de refugiați soția și fratele și el a spus: eu trebuie să mă întorc înapoi la oile din Sudan. Deși am pățit ce am pățit, eu știu care mi este responsabilitatea să mă întorc înapoi la cei care au nevoie de încurajare, de cuvântul lui Dumnezeu și să-i ținem împreună. Un exemplu deosebit, și mulți sunt dintre aceștia. Prezența Domnului Iisus în viața noastră ne dă acea putere de a depăși orice obstacole ca să împlinim ceea ce El ne-a chemat ca să împlinim. Dumnezeu va veni în ajutorul oilor care au ajuns deja, dar nu o să mai fie deja. Ce bucurie pentru noi care suntem oile mântuite, da? Oile Domnului, ca să fim ocrotite și în mâna lui Dumnezeu. Oile vor fi judecate, da? Am văzut. Lăcomia strică omenia. Deci există, de multe ori te uiți la oi, da? Ce face o oaie împotriva altei oi, te miri, dar noi de fapt la cine trebuie să ne uităm și cine știm că va face dreptate și va judeca? Cine? Dumnezeu. Nu ne uităm la, le ajutăm oile și facem tot ce depinde de noi prin puterea Domnului. Dar cel care va judeca și cel care judecă este Domnul. Și aceasta ne va da o eliberare și putere ca să slujim. Dumnezeu va face dreptate și va aduce pe David după inima lui ca să fie păstor. Și noi suntem bucuroși că Domnul Iisus este păstorul nostru și noi toți am devenit o preoție aleasă. Păstorul cel bun este binecuvântarea oilor. Indiferent de context, indiferent de împrejurări, oile care sunt conduse de bunul păstor au ce? Pace, liniște și odihnă. Cuvântul care se repetă cu privire la cercetarea și ocrotirea oilor în capitolul 34 este că ele vor avea odihnă. De mai multe ori se repetă la versetul 14, acolo ele vor avea odihnă într-un staul plăcut. Eu le voi duce la odihnă. În versetul 25, nu le mai vom mânca fiarele sălbatice. Ele vor locui liniștite, în pustie, vor putea dormi în mijlocul pădurilor. Ele vor deveni o pricină de bucurie. Vor fi liniștite, vor locui liniștite. Toate acestea se repetă, arătând ce face Domnul, păstorul cel bun, pentru fiecare din noi. Dacă n-ai pace, n-ai liniște, întreabă-te. Sunt sub
călăuzirea, direcția, cercetarea Domnului Iisus, păstorul cel bun. Ce îmi dă El? Odihnă, liniște, indiferent de circumstanțele în care ne vom afla. Și El promite aceasta pentru poporul Său și noi știm că a promis și este păstorul nostru, păstorul cel bun. Și mulțumim Domnului pentru că El împlinește toate nevoile oilor. El cunoaște care trebuie vindecată, care este rătăcită, care este cu rană. Dumnezeu împlinește orice nevoie. De aceea în cine să ne încredem și la cine să lucrăm, la cine să alergăm? La păstorul cel bun. Toate acestea pentru mine, ca și tânăr în biserica din Mihai Bravo, nu trebuia să mi le spună mie. E convingerea din interior a venit văzând grija, dragostea, bucuria cu care ne întâlneam. Dacă un profesor de la universitate nu putea să vină, mulțumeam lui Dumnezeu că pot să fug și să mai prind o oră la rugăciune cu tinerii. Dacă puteam să mă duc undeva împreună și să-i văd, era din nou. Nu exista un loc mai frumos, mai bucuros decât împărtășia celorlalte oi care de la același păstor primeau și erau îndreptate. Lucrul acesta pentru mine a fost și a rămas lucrul cel mai scump, părtășia Bisericii Domnului Iisus Hristos, locul de adăpost de liniște, unde păstorul cel bun, prin toți ceilalți, ne îndrumă în turma și în binecuvântarea Lui. Noi suntem bucuroși că aici sunteți o turmă binecuvântată, strânsă, păstorită și Domnul care ne-a chemat pe fiecare în parte să ne ajute ca să înțelegem și responsabilitățile noastre personale în față de Dumnezeu și față de chemarea pe care El ne-a făcut-o să trăim potrivit cu chemarea și însărcinarea în sensul darurilor pe care El ni le-a dat să le punem la dispoziția lui Dumnezeu. Păstor duhovnicest. Dacă se uită Dumnezeu la noi, are necaz pe noi ca pe păstorii aceștia sau se bucură de noi, da? Noi știm că El vrea și dorește să se bucure de fiecare. Dar cum aș putea să devin un astfel de păstor? Ascultând cuvântul Domnului și împlinindu-l. Pe păstorul cel bun. Da, pentru că spune ce? Ascultați cuvântul Domnului. Și când Domnul vorbește, noi trebuie să ascultăm și apoi ce trebuie să facem? Să-L împlinim. Domnul să facă ca fiecare să ne vedem în poziția care suntem și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să transforme viața și gândirea noastră ca să trăim pentru El și să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Amin. Amin. Dacă e ora mărturisirilor, vreau să fac și eu câteva mărturisiri. Am fost încredințat din clipa când m-am întors la Domnul că Domnul mă cheamă să slujesc în turma Lui și eram convins că oile din salaj au nevoie de mine. Biserica Sfânta Treime de pe Mihai Bravo, păstorit atunci de fratele Ordeanu, tatălui Mia, la care, pentru că nu aveam profesori în perioada aceea care să ne învețe să predicăm, și noi ne duceam la dânsul acasă
și îl întrebam cum își pregătește o predică. Și ne spunea, deschid Biblia, citesc cuvântul și când simt că Dumnezeu îmi vorbește, caut să înțeleg ce îmi vorbește și apoi mă gândesc la biserică, la turmă și încep să sumarizez și să aduc în atenția bisericii cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât biserica aceasta m-a invitat să urmez fratele Ordeanu ca păstor în Biserica Sfânta Treime. Deși aveam 25 de ani și eram foarte timid, totdeauna îmi tremurau genunchii când urcam la amvon și totdeauna roșeam când stăteam de vorbă cu cineva, foarte timid. Am avut dintotdeauna încredințarea că Domnul așteaptă să păstoresc și niciodată nu mi-au fost povară cei care au venit, ci mă uitam și în iuliu la ori mai târziu cât sunt și mă întrebam oare ce fac în timpul săptămânii, cum aș putea să-i ajut, oare cine nu mai vine, cine s-a rătăcit. Aveam un diacon în biserică și în fiecare luni dimineața mă suna, era peltic și zicea, frate Talos, frații și surorile ne așteaptă. Și zilnic plecam cu dânsul în vizite pe la frați și pe la surori. Atunci nu trebuia să-ți ceri voie, să spui fraților, veți fi acasă, vom veni. Nu, nu mai mergeam și cei mai mulți locuiau la case și o luam pe străzile unde știam că locuiesc, nu găseam pe unul acasă, ne duceam la altul. Și capitolul acesta din Ezechiel 34, totdeauna m-a cercetat. Niciodată n-am socotit că sunt suficient pentru a purta de grijă așa cum trebuie de turma Domnului. Am înțeles tot mai mult că e o lucrare pe care nu o poți face de unul singur. Și am început în iulul Valaorii să predic despre atitudinea Domnului Iisus față de oameni. Și un frate care terminase teologie pastorală, dar n-a intrat în lucrare, a venit la mine și a spus, asta e spălare de creier ce faci. Ce spui tu aici, cum s-a purtat Domnul Iisus cu oamenii? Spune ce scrie Apostolul Pavel. Dă afară, fă, drege. Și am zis, stai puțin, nu trebuie să învățăm de la Domnul Iisus. El a zis, Tatăl care m-a trimis, mi-a poruncit ce să spun și cum să vorbesc. Nu numai ce să spun. Era o perioadă când erau apreciați păsorii care țipau tare și care puneau multă vinovăție pe oi. Și oile învățau și ele să se împungă. Că așa cum se spunea de la amvon, așa se uitau și oile una la alta. Așa că duh de judecată, sigur, duh de sfințire în mărturisirea fiecăruia. Dar sfințire nu personală, ci sfințirea celorlalți. Și așa multe biserici experimentează acea atitudine despre care a vorbit Mia și Costel, acel spirit
de duh de judecată, de nepăsare, de neimplicare. În 87 a venit în Iuliu Valauri un păstor din San Diego. N-a putut predica, era o săptămână de evangelizare și n-a putut predica decât în două seri pentru că a răcit și era foarte sensibil și avea cu el încă pe cineva și a predicat celălalt. El a predicat numai vreo două seri. În prima seară când a predicat, era 87 după revolta de la Brașov, era o stare de apăsare peste țară, peste București. Începuse ninsoare, era frig. Avusese cu o săptămână înainte, o săptămână de evangelizare cu Paul Negruț și sala fusese arhiplină. Acum frații mai obosiseră. Venise și frigul și sala era cam jumătate plină, jumătate goală. Dar în timp ce el vorbea de la amvon, câțiva copii care erau în spate au început să se ridice și să vină pe primele rânduri. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Fără să-i aducă cineva pe copii, au încetat să mai discute unii cu alții acolo în spate și pur și simplu au venit pe primul rând. Stând de vorbă cu mine după serviciu divin, la subsolul clădirii mi-a zis Pastor Taloș, eu am început o biserică în San Diego cu 15 oameni. Când am ajuns la 3.000, am hotărât să construim o sală care să acomodeze vreo 5-6.000 de persoane. Și toată biserica a fost încântată să construim o astfel de sală. Dar Duhul Domnului mi-a spus, Pastor Mike McIntosh, Pastor Mike, vrei să strălucești ca un luceafăr în mijlocul turmei? Sau vrei să strălucească mireasa mea? De ce te-am chemat? Și a zis, Doamne, eu sunt aici ca să se pregătească mireasa ta, biserica. Și în loc să construim o sală de 6.000 de locuri, am început să lucrez în biserică și să-i chem pe oameni să se implice mai mulți în păstorire. Și atunci mi-a vorbit pentru prima oară de grupurile mici. Nu le-am priceput. Așa cum ar fi trebuit să le înțeleg atunci. Dar mi-a spus, eu nu mai păstoresc biserica de unul singur. Păstoresc acum cu sute de lideri, iar biserica are 12.000 de oameni, de membri. Și toți sunt îngrijiți. Cum să ajung eu la 12.000 de oameni? Dar sunt sute de lideri slujitori în grupurile mici și fiecare are 6, 8, 10, 12 și învață să-i păstorească. Mai târziu am înțeles și mai profund acest lucru. Și când Apostolul Pavel spune oile să îngrijească, mădularele să îngrijească unele de altele, am înțeles că nu sunt chemat eu să știu ce face fiecare. Că dacă împărăția lui Dumnezeu ar fi numai atât de mare cât știu eu, vă dați seama ce mic ar fi. Nu-i așa?
Vreau să folosesc ocazia aceasta și mulțumesc lui Costel și lui Mia, să încurajez din nou pe cei ce se dedică să slujească în grupuri mici. E o lucrare de păstorire. În fiecare familie, tatăl și mama ar trebui să fie păstori pentru familia respectivă. Și familiile împreună să se încurajeze, să vină împreună. Eu mulțumesc Domnului că la ora actuală am ajuns la vreo 40 de grupuri mici, dar v-am spus vara trecută, avem nevoie măcar de 70. La toamnă vom începe un studiu biblic practic, plin de îndemnuri, din 2 Timotei, a doua epistolă către Timotei. Mia și Costel au ținut vineri seara și ieri studiu din 2 Timotei și în septembrie vom face un retreat, o retragere din Bucureștiul acesta cu cei ce doresc să se implice în această slujire. Deja Gigel Olaru ne-a și oferit cazare, așa, și vom sta acolo de vineri până duminică seara să ne pregătim împreună, măcar 70, dacă nu și mai mulți, pentru ca biserica să fie într-adevăr păstorită. Și apoi biserica aceasta să poată păstori alte suflete, să poată căuta alte suflete, să le apropie de Domnul. Și spiritul acesta pe care l-a adus Domnul Iisus de acceptare. Noi zicem că l-am primit pe Domnul Iisus, dar Pavel zice, acceptați-vă unii pe alții, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit Hristos. Ești mântuit în clipa în care descoperi că Hristos te-a primit. Și atunci îl primești și tu. Pentru că mântuirea e lucrarea lui Dumnezeu. Am să invit după o cântare pe Mia și Costel să ne spună ce face Dumnezeu prin cuvântul Lui, în câte țări lucrați Mia. Nu acum, că acum am înțeles 180 ceva, dar în câte ați lucrat până acum? În 65 de țări au lucrat, neobosiți, în 65 de țări. De multe ori mă rog împreună cu soția și ne întrebăm oare cum pot alerga atât de mult și nu în țări obișnuite, cel mai mult în țări islamice, în țările fostei Uniuni Sovietice, în Siberia. Și eu și soția suntem uimiți câtă putere le dă Domnul să meargă să ducă cuvântul. Țineți minte, orice carte ați luat din bibliotecă sau de pe internet, orice carte, n-are valoarea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în spatele acestui cuvânt e Dumnezeu care și-l împlinește. Nici o carte, în orice carte, sunt gândurile oamenilor, experiențele lor cu Dumnezeu, frumoase, ne încurajează, o mărturie frumoasă, ne încurajează. Dar când deschidem Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt care a inspirat scrierea Scripturii ne iluminează pe noi, același Dumnezeu care vorbește și astăzi către noi.